Aș vrea foarte pe scurt să fac un profil al consumatorului. Aș spune că în acest moment consumul în România de produse ecologice se face de clienți avizați, care au vârstă între 30-50 de ani, care au venituri peste medie, iar cele mai solicitate produse sunt brânzeturile, ouălele, cerealele, pâinea, mielea și produsele pentru copii. Acest sondaj a fost făcut cu ocazia Târgului Verde, care a avut loc la Cluj-Napoca. Sigur, este important să vedem puțin și care este dinamica schimburilor comerciale intra- și extracomunitare. Observăm că în 2006 România exporta 62.115 tone. Cantitatea exportată crește în 2007 la 99.356 de tone, iar în 2008 aceasta a fost de 129.770 de tone. Din păcate, România este preponderent exportator de materii prime. Observați ponderea de 54% cereale, 22% oleaginoase și produse procesate ocupând doar 1%, 0,94% la miere și alte produse 2%. Principalele piețe, România este prezentă în Olanda, în Germania, în Italia, Danemarca și Regatul Unit al Marii Britanii, iar dacă vorbim de piețele extracomunitare, mierea este exportată în Japonia. Sigur, cu ajutorul domnului Ionescu, mulțumesc. Avem acum, am menționat acolo perspectiva de pătrundere pe piața americană. În ceea ce privește valoarea, aceasta s-a situat, este în creștere. Observăm în 2008 că valoarea produselor destinate schimbului intra- și extracomunitar a fost de 100 de milioane de euro, față de 50 de milioane cât aveam în 2006, și 80 de milioane în 2007. Există o cerere constantă și destul de ridicată pentru produsele procesate și pentru fructele proaspete. Nu aș vrea să considerați aici că am tras o concluzie. Sunt, poate, dacă vreți, câteva reflexii asupra celor prezentate anterior, deci o să vă spun puțin mai târziu. Aș putea aprecia că agricultura ecologică este un sector dinamic. Piața internă este în creștere, se manifestă o cerere mare a consumatorilor, dar așa cum spuneam anterior, din partea consumatorilor avizați și avem o prioritate absolută care ține de politicile Ministerului Agriculturii și anume conversia exploatațiilor agricole în agricultura ecologică. Și acum o să ajung la acest punct destul de sensibil. Este vorba de susținerea producătorilor din agricultura ecologică. După cum prea bine știți, în anul 2000, susținerea, repet, România fiind stat membru, susținerea se face prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Este vorba aici de măsura 121, 123 și 214. De ce spun că agricultura ecologică este ajutată prin acest mod? Pentru că sunt măsuri care se pot aplica și în agricultura ecologică, iar solicitații care depun un proiect și care sunt înregistrați în agricultura ecologică primesc 5 puncte la criteriile de selecție. Ce dorim însă să facem noi în anul 2009? Așa cum probabil colegii mei știu mai bine și eu știu și eu la fel de bine, în toate statele membre, sprijinul agriculturii ecologice se face pe unitatea de suprafață. De ce există această formă de sprijin? Pentru a compensa pierderile de producție care se înregistrează pe perioada de convenție datorită trecerii de la sistemul de agricultură convențional la cel ecologic. Și atunci, prin aceste programe de agromediu, Uniunea Europeană intervine și dă respectivului producător o primă care vine să-i compenseze aceste pierderi. Evident că dacă observați în anul 2009, noi avem această preocupare, dorim, acest sprijin nu există încă în actualul plan de dezvoltare rurală, dar conducerea Ministerului are în vedere ca, începând cu 2010, să lansăm în negocierile cu Comisia Europeană
astfel încât să fie modificat Planul Național de Dezvoltare Rurală, iar sprijinul în cadrul măsurii 214 plus de agromediu să fie acordat prin introducerea submăsurii de agricultură ecologică. Mulțumesc mult de tot pentru ajutorul dat de partenerii privați care au făcut dese solicitări la Ministerul Agriculturii tocmai pentru a reuși să realizăm acest lucru și mulțumesc de asemenea și pentru invitația care au făcut-o colegilor mei de la Dezvoltare Rurală pentru a lucra alături de partenerii din Austria pentru a vedea din experiența lor cum trebuie să elaborăm această măsură. În continuare, în 2009 va continua sprijinul din Programul Național Apicol. Sigur, am menționat aici și Oficiul Național de Produse Ecologice și Tradiționale, care doresc să ne fie un partener mai activ și nu în ultimul rând, o să mulțumesc încă o dată Ministerului Comerțului sau Ministerului pentru IMM-ul, Comerțului și Profesii Liberale pentru sprijinul acordat, așa cum v-a zis domnul Lianu, atât în acțiunile întreprinse pe durata 2004-2009, cât și mai ales a faptului că strategia de export va continua până în anul 2014. După cum știu o parte dintre dumneavoastră, luna trecută au fost constituite niște grupe de lucru în vederea identificării împreună a formelor de sprijin prin ajutoare de stat, care se vor atribui în anul 2009. Sunt ajutoare care se dau de la bugetul Ministerului Agriculturii. Împreună am identificat aceste două forme de sprijin, care au la bază două regulamente comunitare, unul care privesc regulamentul 1857. Prin aceste forme de sprijin se vor da pierderi pentru condițiile meteorologice defavorabile, pentru plata primelor de asigurare, pentru încurajarea obținerii produselor agricole de calitate. Aici doresc să menționez că aici am introdus suportarea de către stat a contravaloarei taxei de inspecție și certificare și furnizarea de asistență tehnică în sectorul agricol. Mai jos sunt beneficiarii, pentru că dacă observați, în funcție de temeiul comunitar, beneficiarii sunt diferiți. Și de asemenea, am mai identificat forme de ajutor prin liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat, care privesc cam aceleași lucruri, dar au în plus un lucru la care eu țin în mod deosebit și care este chinezența dezvoltării acestui sector, este vorba de dezvoltarea cercetării. Deci se va da suport pentru dezvoltarea cercetării în agricultura ecologică, pentru că, după părerea mea, un sistem de agricultură ecologică fără a avea în spate soluții tehnologice din partea cercetării nu poate funcționa. Și, nu în ultimul rând, aici sunt bani pentru promovarea produselor agroalimentare. Menționez faptul că aceste legi sunt în fază de proiect. Așteptăm un moment favorabil spre a le duce spre aprobare, spre a le trimite spre aprobare Parlamentului, după care aceste forme de ajutoare vor fi notificate Comisiei Europene. Sigur că avem o strategie în acest sector, care este o parte a strategiei de dezvoltare durabilă a agriculturii. Ne-a propus, așa cum de altfel au și punctat colegii mei, ne-a propus un obiectiv calitativ care are în vedere plasarea agriculturii ecologice în centrul agriculturii românești ca un motor al dezvoltării durabile, iar obiectivul cantitativ are în vedere, în primul rând, creșterea suprafețelor cultivate în agricultură.